Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mare scandal în această țară asiatică, binecunoscută, unde unui domn chinez cu un mare apetit i-a fost interzis accesul într-un restaurant all you can eat, pentru că mânca prea mult. Luca! Luca. Deci restaurantele astea noi mai avem, cred că era și... Avem. Dar puține. La desfințat pe toate. Cu sacoșa acolo sau așa. Plătești odată, mănânci cât poți acolo. Da. Acest domn, domnul Kang, este domnul căruia a fost interzisă. Cred că numele este important. E un vlogger specializat pe mâncat live. Asta este un fenomen asiatic, a început din Corea de Sud și s-a extins în toată Asia. Se cheamă mukbang, cred. Sunt vloggeri coreeni, chinezi, japonezi și așa mai departe, care asta fac, se așează în fața camerei și mănâncă. Nu fac nimic deosebit. Da. Eu mă gândeam că mănâncă ceva special sau... Nu, frate, da. Se așează, ce mâncă? Și poți să-i urmărești în live sau înregistrat, sunt filmări, fac sute de mii sau milioane de vizualizări. Luca a devenit brusc interesat. Uite, asta este o domnișoară. Fiți atenți. Dar și mănâncă, nene. Asta este... Respiră greu, că... Asta e viitorul nostru, Luca. Domnul Budro. I-a plăcut. Vezi imaginile? Ce mănâncă? Zici ce mănâncă? Nu văd imaginile. Nu vezi imaginile. Asta e luată de pe... Și cum facem noi asta? Păi, îți faci un canal de YouTube și faci live-uri astea. Problema e că la început trebuie să investim. Așa. Și după care primim sponsorizări. Problema e ce faci când vrea să te sponsorizeze cineva care ți oferă bacon vegetal. Mănânci la televizor asta sau nu? Știi, aici e provocarea. Da. Nu, da, e o provocare, da. Poți să faci un live din piața Obor, dacă vrei. Mergem la HEPA. Să revenim la domnul ăsta. Deci domnul ăsta, la prima sa vizită în restaurant All You Can Eat, a mâncat un kil jumătate, a balotat un kil jumătate de picioare de porc. Adidas. Da, fac chinezii niște picioare de porc. Alea cu puțin ambidon, cu monoglutamat de sodiu, lumenite așa, dulci, mamă, mănânci, nu te poți. Dar la noi așa, știu, deci li se spune Adidas de porc, ca să nu creadă lumea că e pulpă de porc. Așa sunt, da. Altă dată s-a dus și a mâncat, aparent, între 3,5-4 kg de creveți la o masă. Așa am pățit eu odată la un hotel inclusiv în Spania și a fost seara... Cină și tu nici nu filmai. Mediteraneană, nu știu ce, nu e acțiunea, se petrece prin anii 2000. Și avea un domn, a luat toate scoicile, practic. Deci avea pe masă două farfurii, un morman la vreo jumătate de metru înălțime de ochilii. Da. Știi? Aras tot. Abia țineți minte gluma din Seinfeld cu George Constanța, care mânca șrimși în timpul ședinței? Mm-mm. Și un coleg îi spune: George, a sunat oceanul, nu mai sunt șrimși. S-a enervat după aia, mă rog, a căutat o replică. Deci la domnul respectiv, patronul s-a alarmat. După monitorizare strictă s-a decis interzicerea accesului. Mănâncă cu tava, nu cu farfurii, a spus patronul. O tavă întreagă de orice, nu folosește cleși sau linguri sau furculițe ca să-și pune mâncare în farfurie. Ia tava cu totul. Bun. Până și când bea lapte de soia, bea câte 20 sau 30 de porci. De fiecare dată când vine aici, ies în pierdere pe ziua respectivă. Domnul Kang însă este scandalizat dacă scrie că e un restaurant în care plătești odată și mănânci cât vrei. Cum să nu te lase să mănânci cât vrei? Da. Eu mănânc mai mult, a zis el. E o escrocherie. Foarte supărat. Scandalul a polarizat aparent societatea chineză. Filmarea în care este prezentată controversa are deja 250 de milioane de vizualizări pe internet. Chinez, un sfert de miliard de vizualizări. Hai mă să mâncăm și noi. Să facem un canal de vlogging de ăsta? Da, de mâncat? Dar îl facem pentru piața chineză. Da, chiar așa. Ceva exotic, europeni mâncând. Eu mă antrenez să fac și performanțele lui ăsta, pot, dacă mă lăsați un pic. Nu cred. Sunt foarte bun la de-astea, nu știu ce fac. Nu știu unde bagă de mâncare. Am văzut da multe filme chineze ăștia care mănâncă cantități uluitoare. Da. Și noi mâncăm chestii pe care ei nu le înțeleg. Adică felii de pâine cu pateu. Da. Mâncăm multă pâine. Așa e, da. Asta nu înțeleg. Cu pâine bem lapte, că și asta, și bem bere multă. Mamă, dacă bem bere sau vin sau ce bem noi, că ei nu reușesc chestia asta. Hai că o idee, poate că ne îmbogățim în oani. Peste noapte. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.